Sinfonia în do major de Richard Wagner, lucrare compusă în 1832, pe când compozitorul avea 19 ani. A interpretat Orchestra Radiodifuziunii din Berlin, dirijată de Heinz Rogner. Aceasta a fost Grădina de Sunete de astăzi. Eu sunt Sorina Bobeico și vă mulțumesc pentru atenție. Cele mai neașteptate spații publice, o inițiativă Radio România Muzical, partenerii Carrefour România, Cora România, Castelul Bran, Mob Expert, Dedeman, CRH România, Librările Tăturești, Librările Humanita, Spirius, Moldiniaș, Timișoara, Cluj și Suceava, Palas Moliaș, Parkplex Shopping Center din București, PricewaterhouseCoopers România, Avia Motors, Timpuri Noi Square, Business Garden Bucharest și Ministerul Educației Naționale, cu sprijinul Mult Media. Shark Festival în deschiderea stațiunii camerale a Filarmonicii George Enescu. Muzică clasică și influențe jazzistice în 4 serii memorabile, având doi protagoniști pe Simon Trecepski, Ana Tifu, Daniel Ciobanu, alături de alți muzicieni de renume internațional. Între 29 septembrie și 2 octombrie la Ateneul Român. Detalii pe site-ul Filarmonicii George Enescu. Toamna se numără violoncelele. Ansamblul Violoncelissimo condus de Marin Cazacu revine cu turneul național clasic al puterea a treia, Violoncelissimo, intitulat anul acesta Euforica. Partener principal, BRD, grup Societe Generale, cu sprijinul JTI, Aqua Carpatica, Romanii de Sâmburești, Alliance Selection. Producător, Rocco de Morano. Coproducător, Radio România. Mi-e place așa când cred că am terminat, dar nu pensiune. Opera Națională București. Păi, deși vreau să mai șterg un pic. 2022-2023, cu premiera spectacolului. Păi, dar știi cum să zic? De lui Hoffmann, de Jacques Offenbach. Floarea că e de desubt, nu displace, știi? Însă în palimpsestul ăsta, așa, accentul e central pe privire. Pe privire din asta blândă, să zicem, a părintele. În cazul ăsta, joc rolul lui... Bilete pe tickets.operanb.ro și la Casa de Bilete a Operei Naționale. Marinică, iar am râs ca Marian. Vezi că râde așa, zic că e Marian, mă copia, mă imita. Dar mă imita în felul lui, știi? Și am zis, odată am zis, bă, dar ce mă mai imiți? Când râd, cum râd, știi? Păi zice, îmi place cum râd, tu, știi? Și acum am zis, râd eu ca el. Și... am zis că așa un pic, să șterg, să mai am...
pasta aia de dedesubt, culoarea aia. Și aici am așa mâna, vreau să totuși să păstrez mâna curată, că știi, copiii în reprezentare a imaginii au întotdeauna ceva aproape legat de sacul, așa aici tot. Nimic îi pătat așa, nimic îi pătat așa, și vreau voi așa un pic, dar cum ar fi în planul ăla la știi? Și aici o mai șterg un pic. Celebrul pianist Evgeni Kisin și programul prezentat de acesta în august 2021 în festivalul de la Salzburg. Un album apărut pe 2 septembrie, inclus în campania Discurile anului 2022. Luni 26 septembrie, ora 19, recitalul de la Salzburg al pianistului Evgeni Kisin la Radio România Muzicală. Woody Herman, aici la Radio România Muzical, la microfon Marina Nedel. Este un nume cunoscut.